vacanță în Grecia nu înseamnă neapărat prețuri mici. Asta o știu cel mai bine turiștii care se trezesc uneori nevoiți să plătească sume neplanificate, mai mari decât se așteptau. Iar în timp ce unii spun că merită să dea toți banii pentru a-și face poftele în concediu, alții își împărtășesc nemulțumirea pe internet. Conform Observator News, proaspăt căsătoriți, doi tineri au hotărât să-și petreacă luna de miere în Grecia, celebrându-și iubirea pe insula Mykonos. Alex și soția sa, Lindsay, au venit aici, tocmai din Canada, cu banii drămuiți. Totuși, nu au vrut să-și refuze micile plăceri culinare, iar când au poftit la o gustare rapidă, au ales un restaurant și s-au așezat la masă. Zis și făcut, au comandat 12 stridi, o bere și un aperol spritz, pe care le-au savurat, admirând priveliștea și vorbind câte în lună și în stele. Nota de plată le-a mai tăiat însă din apel. La final au văzut că au dat 400 de euro, o sumă care li s-a părut cel puțin exagerată. Soții Brin susțin că au plătit până la ultimul bănuț, intimidați de situație. Am poposit la restaurant pentru o gustare și ceva de băut. Chelnerii ne-au sugerat imediat să încercăm stridiile, povestesc Alex și Lindsay. Ospătarii s-au tot învârtit pe lângă ei, iar atunci când au terminat de mâncat, au insistat să mai iau o porție, adaugă tinerii. Voiau să ne servească picioare de crab. Dumnezeule, bine că am refuzat. Soțul meu s-a dus la toaletă și când s-a întors părea șocat. A zis că a văzut undeva un meniu și o stridie este 29 de euro, imposibil, spune Lindsay. Nu au vrut să mănânce nici desert și au cerut direct nota de plată. Costa peste 400 de euro, nu ne venea să credem, am întors monitorul spre noi și ne-au arătat suma. Scria doar în greacă și nu am înțeles. Bine că n-am luat și desert, se plâng ei. Cuplul a mai rămas pe insula Mykonos încă o noapte, apoi cei doi au fugit spre Atena, înainte să revină pe continentul american. Din fericire, ne mai rămăseseră niște bani și am reușit să achităm nota de plată, au adăugat tinerii, relatează observatornews.ro.